crește numărul cazurilor de peste porcină africană în județul Botoșani. Miercuri după amiază, Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor s-a întrunit din nou după ce pe fondul de vânătoare Hunstmanship din comuna Pomârla a fost găsit un cadavru de porc mistreț, iar analizele de laborator au confirmat prezența virusului. A fost găsit un porc mistreț în pădurea din comuna Pomârla. Au fost recoltate probe de la cadavrul acestui porc mistreț, iar rezultatul analizelor PPA, care a ajuns astăzi, este pozitiv. Directorul Direcției Sanitar Veterinare, Minodora Vasiliu, spune că s-au luat toate măsurile pentru limitarea focarului. S-a procedat pe aceeași procedură, DSP, DSV, SGA și Mediu au fost la fața locului pentru stabilirea locației, unde se va face groapa respectivă, să stabilim locația, s-a făcut groapa, s-a băgat porcul mistreț. Acolo s-a recoltat probe, s-a băgat porcul mistreț, s-a ars și s-a acoperit, s-a trimis pe la Suceava. Astăzi am primit rezultatul de pozitivitate de peste porcină africană. Îl considerăm ca un exemplar la vechiul focar pe Ibănești 49, ca un nou exemplar, nu ca un nou focar. În continuare sunt puse în aplicare măsuri foarte stricte, iar printre restricțiile impuse, amintim interzicerea comercializării suinelor la târgurile de animale, interzicerea lăsării libere a porcilor, instituirea filtrelor de dezinfecție în jurul comunei Pomârla sau interzicerea scoaterii animalelor din gospodării. Totodată, autoritățile avertizează populația din Pomârla să nu își sacrifice porcii din gospodării pentru că ar menține virusul pestei, iar pagubele pe care le vor suporta vor fi mai mari și de lungă durată. Acolo merg în același curs pe Pomârla, dacă vă interesează focarele la Pomârla, de fapt focarul, deci la exploatațiile contact cu focar secundar, deci ce să mă duc să termină mâine, fitele se păstrează pe timp de 40 de zile. Pe partea de silvic, 7 zile, cum am spus, nu este absolut nimic. Domnul primar va pune dezinfectoare la toate exploatațiile non-profesionale. Supraveghem zona și cât mai mult să încercăm să informăm oamenii de posibilitatea de a-și efectua obligațiile pe care le au. Și să-i convingem să nu mai sacrifice poși, pentru că ar menține virusul peste porcine africane în gospodărie. Primul caz de peste porcină africană confirmat în județul Botoșani a apărut pe 20 ianuarie la un porc mistreț găsit mort în pădurea Alba din comuna Hudești. La mijlocul lunii februarie, virusul a ajuns și în gospodăria unui localnic din comuna Pomârla, unde 4 animale au fost afectate. Analizele efectuate la un laborator din București au confirmat prezența virusului la alți 2 porci mistreți împușcați sâmbătă pe fondul de vânătoare de la Ibănești.